Este probabil târgul la care se lansează cele mai bune cărți umanitas și cele mai multe cărți de o calitate ieșită din comun. Nu întâmplător, Humanitas termină anul al 25-lea al existenței sale și iată, la acest târg avem numai cărți una și una. În cartea domnului Victor Ieronim Stoichiță, Despărțirea de București, există un personaj, se numește Unchiul Octav, care de câte ori mănâncă griș cu lapte în copilărie, este disperat că grișul se va termina și, pentru că era într-o zonă din Ardeal, spune, în loc de să se termină, spune se gata, se gata, se gata. E disperat că se termină mâncarea cea bună. Trebuie să spun că, într-un fel, așa am pățit și eu când am citit această carte. Îmi venea să spun tot timpul se gata, se gata și eram necăjită că se termină prea repede. Pentru mine, eu aș putea încheia acum această prezentare cu acest lucru, pentru că în momentul în care îți pare rău că o carte se termină și faci tot ce poți ca să o lungești, să lungești lectura, e cel mai bun lucru care se poate spune despre o carte. Îți dorești să o citești mai mult decât durează ea. Așa că eu oricum aștept volumul 2 al acestei cărți. Dar pentru că la o lansare trebuie totuși spus mai mult decât atât, decât se gata, aș vrea să vă spun că pentru mine cheia cărții este o întâmplare și ceea ce mi-a dat, cum să spun, metafora centrală a cărții este o întâmplare care rămâne acolo necomentată. La un moment dat, tânărul nenumit în carte, tânărul memorialist, este la Mangalia și învață scufundări împreună cu un tânăr de acolo, Eron. Și într-una din aceste scufundări, din aceste cufundări în Marea Neagră, dă de un zid acoperit de alge și de acolo vede la un moment dat că îl privește un ochi. Nu reușește din prima să scoată ochiul acela la suprafață, la un moment dat reușește să-l scoate la suprafață și își dă seama că este vorba de un ochi care se află într-o cupă, se afla, deci un obiect arheologic antic și se afla într-una din cupele acelea din care se bea vin și ca să nu bei prea mult, ca să nu te înveți, te privea din cupă un ochi. Și tânărul își închipuie că asta înseamnă că trebuie să facă o facultate de arheologie. În paranteză îi spun autorului, exact cu aceleași cuvinte m-a deconseiat mama să nu mă duc la arheologie cum aș fi vrut și eu să mă duc. Deci el își închipuie că dacă a descoperit pe fundul mării un obiect de ceramică, asta înseamnă că trebuie să facă o facultate de arheologie. Cu asta capitolul se încheie. Și autorul nu mai comentează și aici încep să comentez eu. Desigur, semnificația acestui ochi era alta și anume autorul se va afla sub semnul ochiului, sub semnul privirii pe care o are un istoric de artă și se va ocupa de tablouri. Metafora ordonatoare a acestei cărți este pentru mine ochiul. Sunt ochii, privirile mai precis. Pentru că este vorba de un Bildungsroman. Și ce înseamnă Bildungsroman dacă nu faptul că deschizi ochii. Deschizi ochii asupra vieții. Ești din ce în ce mai
mai atent la ce se întâmplă și ochiul tău este tot mai știutor. Și avem aici, într-adevăr, ochiul mirat al copilului, ochiul tânărului, care este deja altfel decât copilul, dar care totuși se înșală, dovadă chiar această întâmplare. Târziu de tot, avem un semn a ceea ce ar fi Oculus Cordis, despre care domnul Pleșu vorbește într-o altă carte lansată astăzi, Cartea Simțurilor, adică ochiul inimii. Ochiul acesta exterior se transformă la un moment dat într-un ochi care are o percepție metafizică, și anume în întâmplarea cu examenul pentru Roma, când toate lucrurile se potrivesc și intră într-o armonie care ține de altceva decât de imediatul cotidian. După cum știe toată lumea, Victor Ieronim Stoichiță este critic de artă. Un critic de artă probabil că nu ar fi pe deplin justificat dacă nu și-ar transforma viața proprie în artă, și este tocmai ceea ce se întâmplă în acest roman. El devine criticul de artă al propriei vieți. Avem, dacă vreți, toate temele frumoase din cărțile lui Victor Ieronim Stoichiță. Mai întâi, pentru mine această carte seamănă cu un tablou, deși este epic, este mult narrativ în carte, este o poveste, exact cum și spune pe copertă, o povestire, dar în același timp, prin felul în care dispune personajele extraordinar de puternice din familia proprie, personalitățile de care a fost înconjurat, personalități umane, așa, el realizează un tablou asemenea unui pictor. De altfel, zugrăvește, pictează cu cuvintele. Este un scriitor foarte bun, Victor Ieronim Stoichiță. Pentru mine nu este o surpriză, pentru că și în celelalte cărți ale sale de artă el tot scrie bine ca un scriitor, dar de data asta își dă drumul și devine, cum spuneam, pictor al propriei vieți. Avem tablou în tablou, la un moment dat sunt pomenite două tablouri, unul kitsch cu o femeie care privește, strângărește peste umăr, și altul, frumos cu Veneția, oglindită așa deformat, ceea ce mi-a amintit de instaurarea tabloului, de cartea s-a numit instaurarea tabloului, dar avem și instaurarea cărții, și aștept și o carte cu titlul Instaurarea cărții, pentru că sunt pomenite cărți care intră și ele în Bildungsromanul acesta. Sunt cărți care fac parte din viața lui și care intră absolut firesc în materia propriu-zisă a vieții, în coca vieții. Își luminează și umbrele în această carte, vă las să le descoperiți. Aș mai spune că există un personaj strecurat în dărătul personajelor din carte, încă o dată cuceritoare, toate pitorești, pline de pitoresc și de melancolie, toate personajele din carte, dar există un personaj strecurat în dărătul lor și ascuns de fiecare dintre ele. Acest personaj este traducătoarea cărții, Mona Antohi, care a reușit să ne dea o versiune extraordinar de frumoasă. Ea nu se vede în tablou, de altfel există o discreție a acestui discurs de cea mai bună calitate. Deci Mona Antohi este și ea acolo undeva, strecurată în tablou. Cât despre semnătura pictorului de cuvinte, cu cuvintele Victor Ieronim Stoichiță,
Aici fac iarăși apel la una din cărțile lui, la Vezi. Este ca în tabloul lui Manet, Concert în grădina Tuileries. Cu un picior se află în carte și cu unul se află în afara tabloului, în lumea reală. Exact așa este construită această carte, cu perspectiva interioară a copilului uimit și a tânărului care își caută drumul în viață și pe de altă parte și cu perspectiva din lumea de astăzi, din lumea reală. În fine, voi încheia spunând că asemenea tablourilor cu oglinzi înșelătoare, despărțirea de București devine de fapt o reîntâlnire și o reîmpăcare cu Bucureștiul. Titlul este așadar înșelător și vă recomand din toată inima o carte care oferă această bucurie a lecturii în mod deplin. Vă veți simți bine în ea și în Bucureștiul din ea, care e din perioade rele ale Bucureștiului și totuși, datorită acestei alchimii speciale pe care o produce scrisul, vă veți simți bine în această carte și vă mulțumesc! Eu, ca și Ioana, regret când o carte care îmi place se apropie de sfârșit, dar am și o trăire vanitoasă anexă, și anume începe să mă enerveze că n-am scris joi. Îmi pare rău că n-am scris eu această carte, pentru că câteva elemente aș fi avut ca punct de pornire. Deci, întâi, și eu am trăit epoca anilor, sfârșitul anilor 50-60, într-un apartament cu toate familiile reunite, în care din când în când pleca câte unul la pușcărie, pormul se întorcea, într-o atmosferă în același timp stresantă și solidară. Era un fel de a supraviețui în momente grele, pe care numai cei care le-au trăit ca atare și le amintesc și le pot percepe în tot fermecătorul lor dramatism. Eu, privind îndărăt, mă socotez norocos că am stat într-o înghesuială de familie remarcabilă, că a trebuit să dorm cu un unchi al meu, care era profesor de franceză și mă exaspera citindu-mi în fiecare seară din Racine și din Corneille, dar după aia mi-am dat seama că bine mi-a făcut și că situația istorică m-a ajutat să vin în contact cu un tip de univers care este și universul despre care povestește minunat Victor Stoichiță. De fapt, acel tip de univers era, așa cum această carte e o despărțire de București, în sensul că e un memorial al vieții în București înainte de plecarea lui în Italia, acel univers în care am crescut noi era o despărțire de România interbelică, fiindcă trăiam acolo împreună cu rudele noastre care veneau de dincolo de război și care ne-au făcut prezentă în minte viața, modul de a gândi, modul de a te purta, modul de a mânca, modul de a bârfi de dinainte de război. Deci ne putem regăsi împreună cu mulți alții în acest tip de atmosferă. Al doilea lucru este că și eu am făcut istorie arte, eram puțin mai în vârstă decât Victor, dar am recunoscut imediat lecturile lui și trebuie să spun că în această carte capitolul lecturi este impresionant. Ar merita tinerii să vadă cum arată formarea unui om tânăr în perioada aia. Ce citea un om de la 18 ani încoace, ca să, neobligat de nimeni, dintr-o curiozitate autentică și dintr-un simț al răspunderii culturale
autentice. E o listă de lecturi care constituie în ele însele un roman al formării. Am recunoscut și m-am amuzat să descoper încă o dată umorul lui Victor, care nu este, nu-l percep de prima bor, nu-ți dai seama din prima clipă, dar am recunoscut niște nume pe care le-a camuflat cu mare dexteritate și pe care le-am descoperit pentru că mi erau apropiate ceilalți. Nu o să știe despre cine e vorba. Poate profesorul Frunzeti, de pildă, Ion Frunzeti, care în roman, pe care în roman îl cheamă Fioretti, sau dramaturgul Mihai Davidoglu, care e Nelu Pazvantoglu, cu o piesă celebră pe vremea aia, Cetatea de Oțel. Mai aveam un profesor, Bobu Florescu, care aici în cartea lui se cheamă Florea Bobescu, și care își merită această poreclă. Pe lângă lecturi, pe lângă atmosferă, pe lângă romanul unei formații, vreau să menționez și subtonul de cultură muzicală pe care de tânăr Victor îl avea, cu o acustică întinsă de la Mozart până la Ray Charles, toate făcute cu un fel de discreție. Trebuie să vă spun că relația cu Victor, pentru mine cel puțin, a fost relația unei lente, dar permanente redescoperiri sau surprize. L-am perceput ca pe un tânăr mai curând de croiala ardelenească, discret, aproape secret, nu foarte expansiv. După aia am descoperit hărnicia lui de tânăr student, după aia am descoperit erudiția lui, după aia creativitatea lui și iată că acum descoper talentul lui literar extraordinar, farmecul evocărilor lui și sunt încântat să constat că în felul ăsta s-ar putea ca într-un an, doi, noi și noi surprize să vină asupra mea. Vreau să închei semnalând și eu faptul că de-abia pe la jumatea cărții am realizat că ea nu e scrisă direct în românește. E atât de firească traducerea, căci e o traducere, e atât de bine dozată, atât de firesc dozată, încât de-abia la jumatea lecturii mi-am dat seama că e o carte tradusă și vreau să spun că în privința asta Mona Antohi a făcut un lucru cu totul ieșit din comun. Iar pentru mine, ideea să îl citesc pe vechiul meu prieten Stoichiță în traducere a fost de asemenea o experiență transfiguratoare. Mulțumesc foarte mult! Victor Stoichiță, cunosc din anii 70. Așa s-a întâmplat că în jurul unei mici echipe de discipolat, jurul lui Noica, să apară câțiva tineri. El a fost unul dintre ei, dar mai degrabă o tangentă la acest univers. Însă, oricum, relația s-a format în anii aceia și faptul că l-am cunoscut de în urmă cu decenii nu înseamnă că aveam acces la ceea ce mă face să am acces la această carte. Pentru că Victor Stoichiță, înainte de a citi această carte, rămăsese pentru mine o abstracție, în speță autorul unui impresionant șir de cărți care făceau hermeneutica imaginii plastice. Mi-aduc aminte că Dan Hăulică, care era critic cu plastica în titlu al epocii, mi-a spus, dragă, Victor Stoichiță rula lichidele, este un atlet al spiritului. Și, într-adevăr, rămânea enigmatic chiar și pentru cei care îl cunoșteau. Rămânea manifestarea unui spirit în spațiul culturii. Nu-i percepeam sufletul, nu-i percepeam trupul,
Amintirile mele legate de relația noastră, vă spun, se rezumă la câteva seminarii private pe care le-am făcut împreună cu Andrei Pleșu, înainte de plecarea lui, cu o vizită la Păltiniș, apare ca un personaj episodic cândva în anii 80, în spațiul Păltinișului. Mă leagă de el amintirea unei piedici pe care i-am pus-o pe zăpadă și a unei înjurături teribile pe care am receptat-o ca replică bine meritată. Și în rest, pur și simplu, era pentru mine, înainte de apariția acestei cărți, un personaj care părea că respiră numai pentru a scrie cărți formidabile, de ținută academică, în România vreo 6 volume, vreo 11 în afară, cu o formație formidabilă făcută în spațiu occidental, trecând prin marile capitale culturale ale lumii, de la Roma, la München, la Paris și, altfel spus, încununat pur și simplu de aura academică a traiectoriei lui. Apoi a apărut această carte. Surpriza a fost totală, pentru că pentru prima oară un personaj care era ermetic s-a dezvăluit cu sufletul lui, cu felul în care își trăise viața asta spectaculoasă în exterior, cu umorul lui, cu capacitatea lui de a scrie o carte care devine un document de epocă. Impresionant este capitolul 1, într-un fel balamaua cărții, pentru că îți dă exact imaginea a ce înseamnă regruparea unei generații după ce istoria o distruge și ea se recuperează din fărâmele, din propriile ei fărâme pe celălalt țărm al istoriei. E o lume a aristocrației românești. Umorul de care se vorbea lui Victor Stoichiță face să-și numească unul dintre unchi, era, spune el, inginer și prinț. Despre cine e vorba, poate o să ne spună. În orice caz, e dintr-o familie de aristocrați, ardeleni, care ajunge în București și care pur și simplu se recompune târâși grăpiși din apele tulburi ale istoriei. Iar Victor Stoichiță, unitatea de timp a cărții este anul 1956 până în 1968, când el pleacă cu bursa la Roma. Această unitate de timp este, de fapt, felul în care familiile, generațiile se recompun în istorie. El iese din lumea asta pe care o descrie cu un farmec infinit și trece apoi, rememorativ, iată, după atâția ani, prin ceea ce a însemnat 53-ul, adică moartea lui Stalin, 1956, când începe cartea și când 53-ul la un moment dat este amintit într-un context minunat, închisorile se golesc de deținuți politici după moartea lui Stalin, dar brusc securitatea și ceilalți își dau seama că rămân goale. Și atunci trebuie să le umple din nou cu o altă generație de deținuți politici. Anul 56 al Ungariei și, în sfârșit, cartea se termină cu primăvara de la Praga. Pe acest spațiu se desfășoară viața lui Victor Stoichiță din această carte. Restul, după 68, capitolul final este o probă a vieții. Înainte de plecarea lui la studiile la Roma, este captat, se încearcă captarea lui de către securitate și acolo este unul dintre cele mai frumoase capitole ale cărții, în care Victor Stoichiță refuză, bineînțeles, treaba asta cu prețul de a-și modifica destinul cultural. Astea sunt etapele pe care le parcurge rememorativ Victor Stoichiță. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este important este că sentimentul de prietenie distantă prin firea lui pe care i l-am purtat a făcut ca să vreau să nu mă despart niciodată de el. Și cred că felul în care am încercat să-i publicăm toată opera magnifică academic în editura Humanitas a fost un fel de a-l ține aproape, de a nu-l lăsa să plece definitiv.
pentru că traiectoria lui este aceea de care v-am vorbit înainte. Iar cartea asta ne-l aduce înapoi și el însuși face o mărturie în carte, în măsura în care ne arată că, de fapt, n-ai cum să te desparți de propria ta viață sau de aceea care ți-a constituit destinul. Așa încât îi mulțumesc că a scris cartea asta. Este premiată, după cum ați auzit, de Academia Franceză. În luna ianuarie va avea loc ceremonia de decernare. Așa încât îi ținem pumnii și o să fim alături de el. Mă bucur că a apărut cartea înainte de a primi premiul. Mulțumesc foarte mult, Ioana, Andrei, mulțumesc, Gabriel, mulțumesc editurii Humanitas pentru publicarea cărții. După cum știți și după cum ați auzit, am scris mai multe cărți. Aceasta este ceva cu totul special. Mă simt legat de ea într-un mod greu de definit. Aș putea rezuma în modul următor. Cred că e prima carte pe care, de fapt, nu am scris-o, ci s-a scris. De unde poate și caracterul ei ieși din comun. E o carte, deci, care, pe care am trăit-o, care a crescut în mine, până în momentul în care am spus, da, e momentul să deschid ordinatorul, cum se face astăzi, să clichez, să deschid un document și cartea a ieșit. A ieșit, sigur, într-un timp de creație, de șlefuire, dar ea era, de fapt, scrisă deja în mine. Nu e bine, știu, ca un autor să vorbească prea mult despre ceea ce face. Simt totuși, fiind vorba de ceva ieșit din comun, să specific poate două, trei aspecte mai speciale ale acestei cărți. În primul rând, titlul, Despărțirea de București, sub titlul O povestire. Aș vrea să risipesc și am vrut să risipesc prin acest titlu, dar simt nevoia să o fac încă o dată, de a risipi două neînțelegeri. Una că ar fi vorba de memorii sau amintiri, pur și simplu, sau că ar fi vorba de ficțiune, pur și simplu. Nu e nici una, nici alta. Modul în care ele se echilibrează în carte, nu pot să-l spun. Nu știu eu însumi. E o proporție care, sigur, ține de alchimia scrisului. Dar e ceva, deci, între adevăr și ficțiune. Profit în aceeași sferă de idei să invit pe cei care vor avea plăcerea și răbdarea să citească această carte, să nu caute prea multă exactitate. Nu e o carte de istorie, nu e o carte în care fiecare fapt ar fi documentat, în care fiecare personaj ar avea o identitate bine definită. Chiar și naratorul e un narator, e un personaj. Bănuiesc că seamănă puțin cu mine sau că eu seamăn puțin cu el, iarăși în ce proporție, nu știu, dar nu e bine să se caute în această carte numai exactitatea. E o carte, însă, sper, adevărată. E o carte sinceră, în care am spus foarte multe lucruri, cu riscul unor al indiscreției. Rămâne însă o carte, sper totuși, discretă, chiar dacă dezvăluie foarte multe lucruri. E uneori mai adevărată decât exactitatea și aș spera foarte mult, mi-ar place foarte mult dacă cititorul ar putea să perceapă acest lucru. O altă melămurire sau întrebare care bănuiesc că ar putea apărea în spiritul cititorilor. E o carte scrisă într-o altă limbă, nu în limba mea maternă, e scrisă în franceză. Și mă puteți întreba de ce și vă spun de ce. Am scris-o în franceză pentru că am scris-o pentru un cititor care nu e neapărat cititorul român.
am scris-o în primul rând și pentru copiii mei care vorbesc românește, sunt născuți la München, dar crescuți în fine în Elveția francofonă, unde locuim de foarte mult timp. Vorbesc românește, dar nu citesc cu atât de bine românește încât să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă în casă. Deci am scris-o în primul rând pentru ei, a fost prima idee, dar nu e o carte de familie, început la un moment dat cu acest gând, dar în momentul în care, cum vă spuneam, am deschis ordinatorul și m-am lăsat prins de șuvoiul textului, aspectul memorialistic a trecut într-un fel pe planul al doilea și m-am lăsat furat, amăgit, aș spune, de, înainte să-mi fi spus, de pană. Acum nu mai avem o pană, avem un ordinator. M-am lăsat furat de această pană imaginară și a ieșit un alt text. Scris, deci, în franțuzește pentru cineva care știe ceva despre România, dar prea puțin, și nu e mă mândresc cu copiii mei. E vorba și despre o întreagă generație, generația studenților mei, care uneori mă întrebau într-un mod mai discret sau mai puțin discret, după un curs sau după un seminar, da, e foarte interesant ce faceți, ne place, dar e ceva în discursul dumneavoastră care vine de undeva și nu înțelegem foarte bine de unde. Adică aveți o privire, e ceva în spatele a ceea ce ne spuneți, care ne atrage eventual mai mult decât alți maestri ai noștri și am vrea să știm de unde vine. Și am scris această carte și ca să le spun de unde vine acest discurs. Vine din această carte, a trebuit, deci am avut nevoie de vreo 300 de pagini ca să pot să le explic, desigur indirect, și sper ca versiunea franceză să ajungă în mâinile bune, deci la cei care mi-au pus această întrebare. Fiind scris într-o limbă care nu e limba mea maternă, dar o limbă pe care o mânuiesc bine, pe care o iubesc, pe care o știu de mult timp, sigur că s-au pus mai multe probleme. În momentul în care a apărut ideea unei ediții românești, prima idee a fost, desigur, să o traduc eu însumi, lucru imposibil, mi-am dat seama imediat că ar fi vorba de o rescriere nu numai, deci, de a lua frază cu frază, dar fiind vorba de un alt cititor, de un alt public, totul se schimba. Deci cititorul român sper că va avea capacitatea să balanceze puțin, să citească această carte ca pe o carte la un al doilea nivel. Sigur că pe cititorul român, de pildă, nu-l va interesa să știe că Marea Neagră se chema Pontul Euxin pe vremuri sau că Constanța se chema Tomis. Poate cititorul român nu va fi nici surprins că în anumiți ani, anii 50, se trăia într-un apartament 11 persoane cu o cameră de baie. Nu va fi surprins nici de faptul că în momentul în care se avea o bursă în străinătate, sau făceai un pact cu diavolul sau nu-l făceai și nu plecai. Lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă celălalt scriitor. Dar sper în același timp că cititorul român va înțelege această balansare și acest orizont al recepției și va putea eventual și aprecia. Și va aprecia, sper, sunt sigur de fapt, traducerea Monei Antochi, cu totul excepțională. A fost o traducere, într-adevăr, parcă cartea ar fi scrisă în românește. Am avut schimburi, desigur, de e-mail, am citit textele de mai multe ori. Intervențiile mele au fost minime, mai ales acolo unde era vorba de un limbaj familial pe care Mona Antochi nu putea să-l cunoască, deci un limbaj al copilăriei mele, al familiei. Acolo, desigur, ajutorul meu a fost important, dar cred că, în afară de asta, intervențiile au fost, de fapt, minime. Și am impresia că intervențiile au fost minime, în primul rând, din cauza marelui talent și a sensibilității Monei Antochi, dar și din cauza că, fiind vorba de o carte scrisă în franțuzește, era o carte scrisă de român. Franceza are o sintaxă foarte complicată, are regulile ei, dar în momentul în care e un străin, în speță un român care scrie o franceză, să spunem curățică, cred că traducerea, traducătorul e deja în fața unei sarcini
mai ușoare sau în orice caz intră într-o sinergie cu totul aparte cu acest text. Deci, mulțumirile mele încă o dată traducătoare și editorilor. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să mai spun numai că este o carte scrisă cu bucurie și care se citește cu bucurie. Bănuiesc că autorul va da autografe. Thank you.